Presupunem că veți câștiga alegerile. Veți fi președinte în 2 luni. Pe cine ați pune șef la SRI și la SIE? Pentru că la SRI avem informația de la domnul Maior că își va depune mandatul în fața noului președinte. Cred că principiul acesta că șefii serviciilor care trebuie să fie oameni care nu sunt din sistem, trebuie să fie militari, să fie din alt partid politic decât cel care este la putere, a fost corect, pe care l-a folosit președintele. Numai că președintele a greșit cel puțin la SIE, a greșit și cu domnul Săftoiu, a greșit și cu domnul Ungureanu, a greșit și cu domnul Meleșcan, toți venind cumva din zona PNL sau, mă rog, ultimii doi. Deci cred că ar fi un principiu bun. Nu-mi dau seama, în schimb... Adică a greșit. Păi a greșit pentru că s-a văzut alegându-i pe cei doi... Alegerile au fost în sensul acesta. A greșit cu acești oameni. Și cu domnul, oamenii au fost... Și cu domnul Ungureanu a greșit? Categoric, da. Păi, domnul, pentru că domnul Ungureanu s-a dovedit ulterior că este... Domnul Ungureanu la SIE, la asta. Domnul Ungureanu la SIE, desigur. S-a dovedit ulterior că nu a fost o alegere bună, pentru că deși a fost pus acolo de președinte, pus acolo și în funcția de prim-ministru de președinte, ulterior a găsit de cuvință să trădeze încrederea președintelui și să încerce să joace politic chiar cu cei care erau adversarii. Deci nu vă referiți la, nu vă referiți la activitatea lui Mihai Răzvan Ungureanu ca șef al SIE, ci la activitatea lui politică. Nu am informații dacă acolo a avut performanță sau nu. Să revenim la întrebare. Deci nu puteți spune că a fost o greșeală sau nu numirea domnului Ungureanu la SIE. Eventual, șeful statului investiția politică în Traian Ungureanu poate fi fost o eroare, dar la SIE a fost o eroare numirea domnului Ungureanu? Asta încerc să mă lămuresc. Eu cred că atunci când ține de președinte să numească pe cineva într-o funcție așa cum este șefii serviciilor, este o relație de încredere. Deci președintele României trebuie să lucreze cu oameni de încredere care sunt șefii serviciilor. Când vorbim de oameni care sunt aleși prin alte mecanisme constituționale, e altceva. Dar aici ar trebui să fie oameni de încredere, ori s-a văzut și în cazul domnului Ungureanu și în cazul domnului Meleșcanu, că au fost oameni care au preferat să joace politic. Și atunci dumneavoastră ce veți face? Revenim la cred că este un risc să pui oameni politici în funcția serviciilor secrete, pentru că, deși la SRI avem cazul domnului Maior, care, într-un moment greu pentru România, iulie-august 2012, când toată lumea s-a așteptat să încline serviciul, activitatea serviciului, să o pună în sprijinul celor de la PSD, de unde venea, dânsul și tot serviciul, desigur, mă refer la toți oamenii din serviciul și toată conducerea, au ținut instituția independentă, chiar dacă dânsul venea dintr-un partid politic. Dar cu toate acestea, cred că mai degrabă sunt argumente pentru a spune că punerea unor oameni politici aici în România, unde calitatea oamenilor politici este atât de slabă, în fruntea unor instituții ca aceasta, din păcate, în practică, a dus la politizarea măcar în anumite momente a activității instituției. Și aici mă refer exclusiv la SIE. Deci puteți spune așa, din câte înțeleg, că la SIE lucrurile arătau mai prost în toți anii ăștia, cu diversi conducători, și la SRI lucrurile arătau mai bine. Asta... În momentele cele mai importante am văzut că SRI a rămas în echilibru față de partidele politice. Plecând la SIE, cu acești, nu mă refer la instituția Serviciul de Informații Externe, așa cum spunea și președintele, este foarte bine văzut în afara țării, are o activitate apreciată, dar șefii politici ai acestei instituții au ales să facă politică. Dar în ce alt moment, în afară de momentul Meleșcanu, în ce alt moment SIE a ales să facă politică? Mă refer la acest moment pentru care avem probe, pentru care avem dovezi. Și atunci, să înțeleg corect ce a spus dumneavoastră, ați merge ca președinte al României mai degrabă pe tehnocrați, pe oameni, probabil că din societatea civilă, din societate, deci nu din interiorul serviciilor. Păi, înțeleg că acolo trebuie o persoană civilă, nu șeful serviciului, trebuie să fie o persoană civilă, nu o persoană, un profesionist, un militar din interior. Deci nu ați mai merge pe politicieni? Nu. Pentru că este un risc foarte mare. Pentru că exista informația vehiculată de jumătate de an deja că domnul Gabi Oprea, de exemplu, și-ar dori foarte tare șefia SRI, l-ați vedea. Domnul Gabi Oprea poate să fie șeful SRI-ului dacă câștigă PSD. Dar pe mandatul meu de președinte,
șefi la servicii vor fi persoane care nu aparțin unor partide politice. Nu l-ați numit pe Gabi Oprea, deși ați avut în trecut și poate mai aveți o relație bună, politic și... Pe Gabi Oprea știu de foarte mult timp și eu insist să spun că guvernarea Boc, o guvernare grea, grea pentru noi, pentru cei și pentru populație, dar și pentru noi cei care am dus această guvernare, nu ar fi existat și n-ar fi putut să ia măsurile pe care le-a luat fără sprijinul lui Gabi Oprea și al partidului pe care l-a creat. Deci la acel moment dânsul a făcut ceva ce alții n-au avut curaj să facă. Dar acum discutăm despre o altă situație, în aceea în care în mandatul meu de președinte ar trebui să pun un șef la SRI și nu l-aș pune pe Gabriel Oprea. Din acest considerent, pentru că aș dori să fie oameni din afara partidelor politice.